Fracțiunea Partidului Socialiștilor în Consiliul Municipal Chișinău își propune ca întreprinderea municipală Autosalubritate să efectueze întregul proces de reciclare a gunoiului. Asta după ce Comisia pentru Gospodăria Locativ-Comunală a audiat întreprinderea și a depistat că, la moment, aceasta doar colectează deșeurile, în timp ce agenții economici sunt cei care obțin profit în urma reciclării plasticului, deșeurilor și anvelopelor, bugetul municipal rămâne în pierdere. Consilierii socialiști consideră că tot ce ține de gunoiul din capitală și tot procesul de reciclare a acestuia trebuie să fie efectuat doar de întreprinderea municipală Autosalubritate. Orașul Chișinău este mare, astfel în fiecare zi se evacuează câte 1500 de tone de deșeuri, însă de sortarea acestuia se ocupă agenții economici. Noi propunem să amplasăm procesul de asortare la noi în întreprindere. Întreprinderea municipală Autosalubritate trebuie să prezinte studiu de fezabilitate pentru crearea unei stații de sortare a deșeurilor generate. În toată lumea, din deșeurile din plastic produc diferite obiecte precum ghiveciuri, trotuare, bordure, bănci, chiar și foișoare produc din acest plastic. După prelucrarea plasticului, acesta devine materie primă din care se confecționează diferite obiecte, iar acest lucru trebuie să fie implementat la întreprinderea municipală. În acest context, după prelucrarea deșeurilor, se va face materia primă care va fi posibil de utilizat la amenajarea unui teren de joacă sau de sport. Pe actualmente în municipiul Chișinău, noi în fiecare an ducem câte 30-40 de remorși de gunoi din diferite parcuri, din diferite lacuri, din diferite curți. De ce aceste anvelope și le ducem contra cost pentru prelucrare? De ce aceste anvelope noi să nu le prelucrăm în întreprindere municipală? Ulterior, tot din acest rumiguș care se primește, nu facem obiecte, iarăși aceleași terenuri de sport, aceleași terenuri de joacă. Deci vrem să transformăm întreprinderea municipală într-o întreprindere cu ciclu complex de prelucrare a gunoiului și o întreprindere profitabilă.